Bine ați venit, doamnelor și domnilor! Mă bucur să-l prezint pe conferențiarul de astă seară, un om care face cercetare în America, într-unul dintre cele mai importante institute din lume în materie de oceanografie. Liviu Giosan s-a născut în Bucovina, a făcut facultatea de geologie la București, are un doctorat la New York și trăiește în Massachusetts. Dacă faceți socoteala, spune că deja sunt mai mulți ani trăiți în America decât în România. A luat decizia să emigreze în 97, la finele facultății, și două lucruri au cântărit foarte greu în decizia lui. Odată mineriada și apoi convingerea că nu o să poată să facă cercetare în România în următorii 20 de ani. Aș vrea să fac profilul lui și aș pune accent pe două fațete. Odată cercetătorul, evident, omul care conduce și participă la expediții oceanografice, omul care studiază deltele lumii, de altfel și-a început cariera lucrând în Delta Dunării și pe Marea Neagră, cercetătorul care e interesat de relațiile dintre climă, geologie și civilizație. El și echipa lui, de pildă, au descoperit cauzele care au dus la prăbușirea unei civilizații milenare, mai puțin cunoscute, civilizația Indusului, pe care am putea să o localizăm undeva în Pakistanul de astăzi, și au descoperit că, de fapt, civilizația s-a prăbușit din cauza unor schimbări climatice radicale. A fost o descoperire venită după 10 ani de muncă și care avea în spate o fascinație pentru India, născută, înfiripată în adolescență, când citea cărțile lui Mircea Eliade despre India. Cum arată un proiect important pentru Liviu Giosan? Povestește chiar el într-un interviu. Spune, trebuie să ai o idee bună și vandabilă ca să convingi, să ți se dea finanțare, ca să mergi să explorezi. Urmează apoi pregătirea, care e una minuțioasă, apoi expediția propriu-zisă, cu zile lungi de muncă, cu somn puțin, și apoi se trece la perioada de laborator, la studiu în halat alb, când materialele colectate sunt analizate cu tehnici avansate, poate să dureze ani de zile, un studiu care poate să umple teze de doctorat și, într-un sfârșit, dacă ai descoperit ceva, mai trebuie să și convingi publicațiile să-ți publice rezultatul. Dacă tot vorbim despre vârfurile carierei lui Liviu Giosan, aș mai aminti studiul lui despre Delta din 2006, când a descoperit trei noi tipuri de Delta, pornind de la Delta Dunării. Este unul dintre cele mai citate studii despre Delta din lume. Vă vorbeam despre profilul lui cu două fațete. A doua s-a referit la calitatea lui de observator, comentator al sistemului de educație și universitar de la noi. Și-a publicat opiniile. El este de altfel și unul dintre cei care a inițiat Asociația ADASTRA, cercetătorilor români, iar privirea lui, evident, este una destul de critică. Fie când e vorba despre diplomele emise fără acoperire de România, fie când e vorba să creioneze profilul ideal al unui rector sau ministru al educației în România. Liviu Giosan spune clar, omul trebuie să fie, la bază în meseria lui, un profesionist foarte bun, cu o reputație care să fie validată de indici academici obiectivi. După aceea, dacă această condiție e îndeplinită, poți să-i dai pe mână un minister sau o universitate. Dacă Liviu Giosan s-ar întoarce în România, nu, evident, spune el, ar trebui să se rupă de cercetarea de top și, în plus, condițiile de aici le consideră cam ostile. Asta nu îl împiedică să viseze cum ar fi ca o universitate din România să-i dea mână liberă să facă o școală de oceanografie la noi. Cum ar fi? Liviu Giosan. Epoca omului. Când am propus această temă organizatorilor conferinței, mi-au spus să nu spun antropocen, pentru că nu înțelege nimeni. Dar despre asta este vorba, despre antropocen. Se vorbește din ce în ce mai insistent, de cele mai multe ori cu îngrijorare, că omenirea a devenit o forță geologică. Cu alte cuvinte, acum omul poate schimba fundamental traiectoria vieții pe întreaga planetă, singura despre care știm, fără dubii, că ne poate găzdui.
În acest context, antropocenul ne apare ca o perioadă a ieșirii din adolescența omenirii. Întrebarea esențială din fața noastră este, poate omenirea să țină în ordine această casă planetară? Poate să aibă grijă de o familie, adică de toate popoarele cuvântătoare, dar și necuvântătoare din seama sa? Poate omul să le asigure o viață echilibrată și o speranță de viitor? Antropocenul este perioada din istorie în care nu mai putem da vina pe stihii necontrolabile, pe supărarea mamei natură sau pe zei pentru soarta noastră. Este timpul trezirii la realitate. Noțiunea de antropocen a intrat în domeniul public destul de recent. Se spune că Paul Crutzen, laureat olandez al Premiului Nobel pentru fizică, l-ar fi inventat pe loc într-o conferință în 1987 din exasperarea sa că impactul planetar al activităților umane nu avea încă un nume ușor de recunoscut. Dar ideea omului din centrul Universului nu este deloc nouă. În științele naturale, încercările de a include o epocă a omului printre vârstele Pământului sunt destul de venerabile, ne vin încă din Antichitatea Greacă. În perioada modernă, Antonio Stoppani, un preot și un geolog italian, propunea ideea de antropozoic prin 1873. Pierre Teilhard de Chardin, și el o combinație neobișnuită de preot și geolog, și Vladimir Vernadsky, geolog și chimist ucrainean, introduceau în anii 20 ai secolului trecut ideea de noosferă, o sferă a gândirii, similar cu biosfera sau geosfera. Vernadsky denumea perioada de după apariția lui Homo sapiens epoca rațiunii, pentru a o deosebi de celelalte epoci geologice, unde schimbările esențiale care le defineau erau din regnul animal sau din cel vegetal. De la Crutzen și până acum, deci în doar 3 decenii, termenul de antropocen a explodat în popularitate. O comisie specială se ocupă acum cu găsirea unor limite clare de timp sau și a unei definiții larg acceptate pentru antropocen. O întreagă pleiadă de jurnale științifice noi, de tratate, au apărut în 20 de ani și au fost dedicate acestui concept de antropocen. Popularitatea termenului nu s-a limitat doar la mediul științific, dar a pătruns și în cultura de masă, în muzică, în artă, chiar și în literatură și în film. Dar această acceptare quasi-generală a ideii de epoca a omului nu poate fi explicată doar prin tradițiile umaniste ale culturilor dominante care pun omul în centrul lumii. Într-o mare măsură, explicația trebuie să vină și din rapiditatea și anvergura transformărilor la nivel planetar, care au început să fie resimțite deja într-o singură viață de om. Rata acestor transformări la scară globală era până recent atât de redusă încât doar memoria dintre generații le putea recupera. Fenomene considerate odată lente, de natură geologică sau biologică, care stau la baza funcționării Pământului, sunt astăzi accelerate în mod vizibil de la un deceniu la altul. Planeta se modifică radical chiar sub ochii noștri. Ultimele jungle, păduri virgine precum Amazonia, unul din plămânii planetei, se transformă rapid în terenuri agricole. Fluvii cu extindere continentală precum Colorado în America de Nord nu se mai varsă în mare, ci potolesc setea de agricultură și din industrie. Munții se pot transforma în văi. Dealurile pot căpăta armuri din sticlă. Câmpiile pot fi împădurite de sonde. Iar apele de coastă se transformă în labirinte de acvarii. Cum s-a ajuns aici? De unde am pornit noi ca specie și cum de ne-am transformat în stăpânii de necontrolat ai planetei? Pentru a căuta răspunsuri la aceste întrebări, trebuie să apelăm la o însușire esențială umană, la memorie. Geologia cu care mă ocup este în esență o știință istorică, o știință a memoriei vieții de pe Terra. Istoria de dinainte de istorie, istoria care lipsește din arhivele scrise ale omenirii, dar care este scrisă în roci și în sedimente, pe continente și pe oceane. Vastitatea timpului este un concept imposibil de cuprins de către mintea umană.
Orizontul nostru de așteptări și speranțe e redus la ziua de mâine, la vacanța viitoare, la căsătoria copiilor și, dacă suntem norocoși, poate la nașterea nepoților. Este greu și poate chiar apărea ridicol să ne facem planuri mai departe de acest orizont. Dar pentru societate, pentru civilizație, planurile pe termen lung au devenit în acest moment vitale. Istoria vieții pe Terra, reconstituită de geologi din bibliotecile lor de piatră, este infinit mai lungă și ne poate ajuta să punem viitorul civilizației noastre în context. Avem aici, ups, cum am ajuns aici? Misterul tehnicii moderne. Visul cel mai persistent și profund al unui geolog, chiar dacă nu și-l amintește în fiecare dimineață, este de a pilota o mașină a timpului. În lipsa unei asemenea minunății, geologii reconstruiesc diferite aspecte ale naturii din trecutul îndepărtat prin indicatori proxy. Interesant că în limba română cuvântul proxy este folosit mai ales în domeniul juridic și este tradus prin mandatar sau reprezentant. Și în geologie, un indicator proxy este într-adevăr un mărturisitor al trecutului pe care nu îl putem măsura direct. De exemplu, cum putem ști cum a fost clima în trecutul îndepărtat? În graficul din fața noastră, și dacă e să-mi folosesc unealta meseriei, este suprapusă o reconstrucție a climei globale cu etape critice din evoluția omului. Indicatorul proxy pentru climă în acest caz este compoziția izotopică a oxigenului din rămășițele unor organisme unicelulare numite foraminifere, ca acesta de exemplu. Aceste foraminifere sunt niște amebe omniprezente în planctonul marin, care își construiesc căsuțe din calcar, precum în fotografie, și deci sunt ușor de păstrat, de fosilizat. Simplu vorbind, dacă pământul trece printr-o perioadă rece, se formează calote glaciare cu apa evaporată din ocean, izotopul mai ușor al oxigenului este evaporat preferențial și formează gheața, așa că în timp oceanul se îmbogățește în izotopul mai greu. Când foraminiferele își construiesc aceste căsuțe, nu au încotro și folosesc izotopul mai greu, care, măsurat de noi acum, ne spune că pământul a trecut în acea vreme pentru o perioadă mai rece. Așa a fost construit acest grafic de aici, care este izotopii de oxigen, care arată ca o electrocardiogramă a pământului. După cum vedeți din grafic, care merge pentru ultimii 10 milioane de ani, clima Pământului se schimbă continuu. O primă reacție în fața acestui grafic este că omul a avansat în istoria sa printr-o climă din ce în ce mai rece și din ce în ce mai variabilă. Vedeți, la capătul unde suntem noi, este din ce în ce mai variabil. Răcirea, deci nu încălzirea climatică, răcirea din aceste milioane de ani este explicată de un nivel atmosferic din ce în ce mai scăzut de bioxid de carbon, un gaz responsabil pentru efectul de seră. Variabilitatea crescută a climei, de la sfârșitul acestei electrocardiograme, este, în schimb, rezultatul baletului Pământului în jurul axelor celeste. Această variabilitate a fost esențială pentru... Această variabilitate a fost esențială pentru evoluția noastră, individuală și socială. Am ales să ne deplasăm vertical pentru a traversa alert și rapid spațiile africane, larg deschise de pulsațiile unei clime mai reci și aride. Apoi am început să facem agricultură, să domesticim animale pentru a ne asigura hrana atunci când natura a devenit mai capricioasă. Dar această istorie de lungă durată este foarte puțin relevantă pentru societatea modernă.
Pentru că toate civilizațiile umane au apărut într-un context neobișnuit de stabil. Deși clima este schimbătoare, așa cum am văzut la scara zecilor de mii de ani, omul modern, constructor de civilizații, ce Dumnezeu se întâmplă? Omul modern, constructor de civilizații, a trăit dintotdeauna într-o perioadă neobișnuit de stabilă. După cum arată acest grafic, în ultimele 10-11 mii de ani, clima planetei, exprimată aici prin temperatură, nu a scăzut și nici nu a crescut cu mai mult de un grad. Prin comparație, temperatura globului era doar cu 5 grade mai scăzută acum 20 de mii de ani. Această diferență mică de 5 grade poate părea minoră, a permis totuși calotelor glaciare să se extindă de la pol până la New York, în America de Nord, iar în Europa se acopere în întregime peninsula Scandinavă și chiar jumătate din Polonia. Stabilitatea extraordinară care a urmat aceste ultime epoci glaciare, după cum vedeți aici, plus sau minus un grad, a permis înflorirea succesivă a tuturor civilizațiilor urbane, începând cu acum 5.000 de ani în urmă, Mesopotamia, Egiptul, până la civilizația noastră modernă. Din păcate, această climă stabilă, care a menținut natura la o stare benefică, în care ne-am putut dezvolta, care a permis omului să devină el însuși, nu mai este garantată generațiilor care ne vor urma. Și poate chiar nici nouă în viitorul nu prea îndepărtat. Temperatura globală, dacă luăm doar acest indicator, este deja în afara limitelor normale și se îndreaptă vertiginos spre un nivel nemai întâlnit în sute sau chiar milioane de ani. Așa arată temperatura globală, dacă vrem să o punem plastic, în ultimii 200 de ani. În capătul din dreapta sunt ultimele 3 decenii. Trecerea spre roșu, la nivelul de alarmă în ultimele decenii, este evidentă. Cum s-a ajuns la această situație neobișnuită, la această criză de amploare, fără egal în istoria omenirii? În primul rând, dezvoltarea societății umane s-a făcut printr-o serie de revoluții energetice și ideologice. Faptul că omul a domesticit plante și animale, care l-au făcut pe el însuși domestic, dependent de o parcelă de pământ, a constituit și prima revoluție energetică a omenirii, deci adoptarea agriculturii. Prin această invenție am înmulțit energia solară înmagazinată în plante și în animale, ținându-le pe aproape și îngrijindu-le. După câteva mii de ani, expansiunea europeană spre celelalte părți ale lumii, datorată în principal comerțului, a constituit o primă globalizare. Creșterea inventivității științifice din acest stadiu a dus în final la o nouă revoluție energetică, prin care am început să canibalizăm vieți trecute de plante și animale, moarte și fosilizate, în formă combustibilă. Globalizarea numărul 2, prin care trecem acum, ne-a dus la zi o explozie a populației și o creștere a impactului asupra naturii într-un ritm exponențial. Această creștere continuă ni se spune că este necesar cerută pentru a acoperi bunăstarea unei omeniri în continuă expansiune. Dar e foarte greu să ne închipuim că această expansiune nu va avea limite și că va rămâne fără consecințe. Globalizarea numărul 1. Efectele acestei prime globalizări, așa numitul transfer columbian, imediat după descoperirea lumii noi, au fost uitate. Dar sunt printre noi la tot pasul. Schimbul de plante și animale domestice între lumea veche și lumea nouă au construit dieta variată pe care o avem astăzi. Cine și-ar putea închipui Italia fără tomate? Sau China fără ardei iuți? Sau chiar România fără mămăligă? Această dietă este rezultatul globalizării numărul 1, a transferului columbian. Beneficiile acestei globalizări sunt clare acum, dar ele ascund și pierderi de milioane de vieți pe continentul american, în principal prin transferul de boli infecțioase care erau necunoscute în lumea nouă.
Globalizarea numărul 2 a dus la o expansiune rapidă a populației globului. Cum am văzut că numerele mari nu sunt punctul forte al nostru, ca și în cazul timpului geologic, putem să punem problema în termeni mai familiari și familiali în același timp. Atunci când bunicii mei s-au născut, populația globului era de 2 miliarde. Pentru a ajunge la această cifră, omenirea i-a luat 2 milioane de ani. Când am văzut eu lumina zilei, populația aproape că se dublase în doar 50 de ani. După alți 50 de ani, la vremea nepoților noștri, globul găzduiește deja aproape 8 miliarde de oameni, de 4 ori mai mult față de lumea bunicilor. Bineînțeles că această creștere de populație parțial explică, dar este și parțial explicată de un crescendo mai mult decât exponențial al prosperității. Diferiți indici din acest grafic, precum produsul intern brut per capita, speranța de viață, numărul de țări democratice, indică foarte clar această situație. Comparat cu istoria noastră, trăim într-o epocă a prosperității, a sănătății, a democrației. Dar accelerarea tendințelor indicatorilor sociali și economici menționați, arătați aici în partea dreaptă, este reflectată identic de impactul nostru asupra sistemului planetar. Această creștere vertiginoasă a fost înregistrată de poluanții atmosferici și marini, de colapsul lumii animale și vegetale. Aceste lucruri sunt bine știute și acceptate de o strivitoare majoritate a oamenilor de știință. Organizații cu extindere globală, dar cu putere limitată, au tras de nenumărate ori semnale de alarmă, cerând decidenților politici să scoată nasul din interesele proprii, să vadă pădurea și nu copaci. Una din cele mai sugestive imagini ale amprentei noastre asupra planetei este masa mamiferelor care trăiesc în acest moment. Animalele domestice, împreună cu omul, constituie majoritatea covârșitoare. Mamiferele sălbatice sunt deja rămășițe ale unei lumi apuse. Aceste lucruri sunt bine știute și acceptate de toată lumea, dar nu de factorul politic. După cum am văzut, geologia, căror reprezentanți sunt aici în această seară, au avut și au un rol important în descifrarea ritmului, a transformărilor și variațiilor trecute ale mediului natural. Odată cu transformarea omenirii într-o forță de dimensiuni planetare, responsabilitățile noastre s-au extins semnificativ la înțelegerea interrelațiilor dintre om și natură. O mare parte din cariera mea am petrecut-o în această ramă relativ nouă a științelor geologice. Interesul meu în acest domeniu a pornit de la complexitatea neobișnuită a istoriei geologice și umane din zona Mării Negre și din Delta Dunării. O problemă la care am lucrat este inundarea Mării Negre, care era acum 8.000 de ani izolată de Oceanul Planetar. Aceasta dezlănțuire catastrofală a naturii a fost înregistrată în memoria agricultorilor primitivi alungați de pe țărmurile noastre, a rămas cumva în miturile comune, precum potopului Noe. Rezultatele rămân încă contradictorii și accesul la Marea Neagră este din ce în ce mai greu, tot din cauza factorilor politice. Un alt subiect care m-a pasionat a fost rolul despădurilor din bazinul Dunării. După cum se vede în această reconstituire, pădurile, indicate de culoarea verde, au dispărut într-un ritm alert. Dacă pe la 1500 țările române erau încă mare parte acoperite de păduri, tăierile masive de după au avut consecințe neașteptate pe care noi le-am descoperit post factum. Ecosistemul întregii Mării Negre s-a transformat radical ca urmare a solului erodat între 1500 și timpul nostru și a dus solul erodat și cărat de Dunăre spre Marea Neagră. Au fost și efecte pozitive. Delta Dunării aproape că s-a dublat în dimensiuni ca urmare a acestei intervenții umane masive. S-a îmbogățit în varietatea extraordinară a peisajelor.
Pasiunea pentru Delta Dunării pe urmă m-a dus și m-a făcut să studiez și alte regiuni similare ale globului. Asta a dus la, natural la Asia, unde fluviile care izvorăsc de pe acoperișul lumii în Himalaya sau Tibet construiesc delte de dimensiuni colosale. Interesul meu pentru interacțiunile dintre om și forțele naturii m-au dus recet înspre leagănul omenirii în Africa. Aici, în Botswana, în mijlocul deșertului Kalahari, fluvii izvorâte din, zona ecuatorială construiesc delte oarbe, cum vedeți în imagine din dreapta, la mii de kilometri de cel mai apropiat ocean. Dar la începutul preistoriei noastre, aceste fluvii alimentau o imensă mare interioară care se suprapunea cu deșertul Kalahari. Acesta este următorul proiect care îl începe anul acesta. Dar în această seară vreau să vă vorbesc despre un caz aparte de interdependență între om și natură. Prima civilizație urbană a Indiei. Soarta civilizației Indului poate fi privită ca o parabolă pentru timpurile prin care trecem astăzi. Mulți din generația mea, așa numiții decreței, au fost obsedați de India și eu nu sunt o excepție. În anii miopii ai adolescenței noastre, în cel mai greu negru întuneric al comunismului, scritorii și gânditorii din perioada interbelică erau printre puținele lumini aprinse. Hrănit cu India lui Mircea Eliade și după studiile din Statele Unite cu memoriile exploratorului englez de origine maghiară, Oral Stein, sau eseurile elegiac realiste ale titanului antropologiei, Claude Lévi-Strauss, am fost mai mult decât pregătit când mi s-a oferit prima ocazie de a lucra în Asia de Sud. Și acest moment a venit destul de timpuriu la începutul carierei mele, când am făcut parte dintr-o misiune de cercetare în Pakistan. Obiectivul era delta Marelui Fluviu Ind, o regiune care nu are nimic asemănător cu efervescența naturală a deltei noastre. Într-un contrast evident, delta Indului este un deșert păstrat, brăzdat de cursuri de apă, salinizată de fluxul marei care se simte la sute de kilometri în interior. Obiectivul practic cel mai important al unui geolog în asemenea proiecte este de a extrage carote, cilindri de sediment care au fost depus succesiv de către fluviu. Metodele de carotare sunt alese în funcție de accesibilitatea terenului și de caracteristicile geotehnice ale sedimentelor. Când adâncimea de interes este mai mare, de câțiva metri, să spunem, trebuie să apelăm la foraj. Sau, dacă suntem norocoși, în locul carotelor avem acces la șanțuri și gropi din care să prelevăm sedimente. Carotarea nu este limitată la zona de uscat. Este la fel de utilă și în zona submarină a deltelor. Carote de acest gen, de peste 30 de metri lungime, pot fi extrase din ocean. Acesta e vasul de cercetare olandez pe care l-am folosit în largul Pakistanului. Și pe ocean, atunci când obiectivul se află la mare adâncime, trebuie apelat la foraj. În imagine e Neva Resolution a programului de foraj științific marin, un adevărat institut plutitor pe care am petrecut până acum un an de viață. Jumătate din acest an a fost în largul Indiei. În timpul unei asemenea expediții pe uscat în Pakistan, am avut ocazia să vizitez ruinele orașului antic Mohenjo-Daro, care în traducere înseamnă movila morților. Aceste ruine, impresionante din toate punctele de vedere, au fost scoase la lumină relativ recent. Fotografiile prezentate aici datează din anii 20 ai secolului trecut, imediat după primele săpături făcute de Serviciul Arheologic al Indiei, pe atunci colonie britanică. În suta de ani care a urmat descoperirii lui Mohenjo-Daro și a orașului Jaman Harappa, arheologi din India, din Pakistan, misiuni de cercetare din Europa, Statele Unite, Japonia, au reușit să delinieze istoria uitată a acestei civilizații.
dezvoltată pe o arie mai mare de 1 milion de kilometri pătrați, a fost mai întinsă decât Egiptul și Mesopotamia luate împreună. Până acum, numărul așezărilor descoperite și nu toate săpate, care datează din acea vreme, e de ordinul sutelor, se apropie de 1000. Egiptul, Mesopotamia și Indus sunt primele civilizații urbane dezvoltate la mii de ani de la adoptarea agriculturii. Orașele caracteristice ale acestora au apărut cam în același timp, în toate cele trei cazuri, în mileniul 3 dinaintea erei noastre, deci în urmă cu aproape 5000 de ani. Dacă despre Egipt și Mesopotamia, care au jucat un rol important în tradiția iudeo-creștină, cercetarea acoperă peste 2000 de ani și include descifrarea unor scrieri hieroglifice sau cuneiforme, civilizația Indului a fost uitată complet și a reapărut parcă din neant. Scrierea lor constă în inscripții scurte, pe sigile realizate cu o sensibilitate artistică excepțională, dar ce spun aceste mesaje rămâne și astăzi un mister. Organizarea din Valea Indului a fost și ea o mare surpriză pentru arheologi. Puține sunt semnele unei stratificări sociale extreme. Orașele au o zonă rezidențială și o alta separată cu funcțiuni sociale sau religioase. Însă arhitectura monumentală de tipul piramidelor sau a ziguratelor lipsește cu desăvârșire. Monumentele dedicate unei personalități sunt extrem de rare și de mici dimensiuni, precum acest bust interpretat a fi a unui preot sau a unui conducător. Arta este însă prezentă și încântătoare, dar are dimensiuni mici, umane. Jucării și obiecte dedicate petrecerii timpului liber apar din abundență în săpături. Urbanismul este însă cel mai impresionant. Orașele sunt planificate acum 5000 de ani. Străzile sunt pietruite. Impresia mea la vizita într-un asemenea oraș era că acești oameni trăiau poate mai bine decât bunica mea în timpul comunismului. Instalații sanitare, băi comunale, canalizări sunt peste tot, cu mult înaintea reinventării lor de către romani. Rezervoarele pentru păstrarea apei, silozurile pentru grâne, arată o adaptare foarte bună la un mediu climatic ostil. Porturi extinse asigurau un comerț internațional pe ocean, în special cu Mesopotamia. Pentru mine însă cea mai fabuloasă surpriză a fost simpla cărămidă, care are dimensiuni standard, parcă ar fi fost cumpărată la un depozit de materiale de construcții modern. Această standardizare, avant la letter, se întinde la scara întregului acest imperiu, un imperiu fără împărat. Cum a fost posibil ca această civilizație să se dezvolte într-o zonă care acum este practic un deșert, dacă nu ar fi irigată? Și de ce a dispărut fără urmă? Un fapt interesant este că Indul nu a fost singura civilizație care a înflorit în această parte a lumii. Necropola musulmană din imagine, tot din Pakistan, e una din cele mai mari și mai bine păstrate din lume și arată că zona a mai avut perioade de înflorire. Aceasta datează din anii din secolul 14 până în secolul 17. Prin comparație, în afara zonelor irigate, viața de astăzi este precară și sezonieră. Localizarea civilizației Indusului în această zonă marginală a musonului ne-au făcut să ne întrebăm dacă nu cumva schimbările climatice au jucat un rol central în soarta acestor oameni. După cum vedeți în această imagine a vegetației, la scară globală, India se află la aceeași latitudine cu deșertul Sahara. Fără existența musonului, ea ar fi la fel de uscată. De altfel, Pakistanul, la marginea zonei musonice, este, după cum am văzut, deșertic. Reconstrucțiile climatice din zona musonului ne arată că Valea Indului nu a fost mai mult, cu mult mai primitoare acum 5000 de ani.
Astfel ne-am întrebat dacă nu cumva fluviul și tributarele lui din care izvorăsc din Himalaya, pe care le vedeți în imaginea din stânga, nu erau cele care aduceau viață. Într-adevăr, Indul actual, chiar îndiguit, are din când în când inundații de anvergură, a căror extindere le vedeți în graficul din dreapta, în albastru. Imaginea din centru ne arată relieful extrem de scăzut din câmpia Indului, care se întinde peste 1000 de kilometri de la Marea Arabiei până la Himalaya. Pentru a scoate în evidență acest relief extrem de plat, culorile cotelor de nivel se schimbă din 10 în 10 metri. Inundațiile pe un asemenea teren întins ar fi adus cu siguranță apa necesară pentru a planta culturile tipice civilizației Indului, grâu, orz sau ovăz. Studiile noastre au arătat însă că această civilizație a fost afectată de o disturbare a activității hidrologice care a dispărut sau a devenit mult mai imprevizibilă acum 4.000 de ani. Imediat după ce regimul inundațiilor a scăzut în intensitate sau a devenit eratic, așezările din zona fluviului, reprezentate aici cu puncte roșii pe harta din stânga, au început să fie părăsite, orașele abandonate, și după cum se vede în imaginea din dreapta, în intervalul următor, numărul așezărilor de la est, de la poalele Himalaiei, a crescut masiv. Într-un studiu și mai recent am reușit să arătăm că migrația masivă spre est, spre poalele Himalaiei, poate fi explicată de ploaia mai abundentă din acea regiune, care asigura o agricultură minimală de subzistență. Deși această diasporă care a migrat a mai rezistat surprinzător încă un mileniu, cultura urbană a dispărut total. Nu s-au mai construit orașe, arta și meșteșugurile au fost uitate, scrisul a fost abandonat. Căderea în uitare a acestei civilizații e o parabolă foarte simplă și transparentă. Acești oameni erau dependenți de o resursă unică de energie, inundațiile fluviale. Și atunci când această resursă unică a dispărut, nu au avut altă salvare decât exilul. Deși probabil aveau cunoștințe despre lucrările ample de canalizare prin relațiile de comerț cu Mesopotamia, lipsa de organizare sau alte dereglări ale societății nu au permis alegerea acestei soluții tehnologice și colapsul nu a mai putut fi evitat. Indul nu este o excepție. În acest grafic se arată durata civilizațiilor umane de-a lungul timpului, de acum 5.000 de ani în urmă. Oricât ne-ar indispune acest lucru, nicio civilizație nu a supraviețuit pe vecie. Media de supraviețuire a civilizațiilor majore este de 350 de ani. Cercetările de tot felul asupra longevității civilizațiilor ne arată că factorii care duc la colaps nu sunt niciodată simpli. Deci nu climatul per se duce la colapsul civilizației, ci o combinație de factori. Acești factori ne aduc în fața unor limite. Unul din factori este clima, limitele climatice. Un alt factor ne aduce la limitele biologice. Iar un al treilea factor este complexitatea. Creșterea în complexitate a lumii care ne înconjoară. Toți acești factori combinați de obicei duc la criză. Timpul se fracturează, timpul nu mai are răbdare, cum spunea un scriitor al nostru. Vă mulțumesc!
Maria Voicu e jurnalist la televiziunea publică și scriitor, autor a două cărți, una despre tezaurul României la Moscova și alta despre fake news, manipulare și populism. Marian, știu că ai făcut o emisiune, un interviu cu Liviu Josan, l-ai vizitat acolo la Massachusetts. Cum a fost, cum e să lucrezi într-un asemenea institut? Bună seara, bună seara. A fost o experiență interesantă. Am filmat în 2013 mai mulți cercetători români care lucrează în Statele Unite. Am filmat pe ambele coaste, în diverse laboratoare. Liviu la Woods Hole se află într-un peisaj cu totul și cu totul aparte. Coasta americană pe care lucrează este un peisaj excepțional. El în sine este un personaj excepțional. Cred că i-am remarcat și emoțiile cu toții în seara asta. Este un bucovinan care și-a ales o meserie destul de neobișnuită pentru locul din care vine, din Vama Bucovinei. Este a treia generație de oameni îndrăgostiți de mare, ca și tatăl și bunicul său. Este unul din cei mai respectați specialiști în ceea ce se cheamă morfodinamica deltelor, așa cum ai amintit. A produs prima teorie despre cum s-a format delta Dunării. A produs o teorie a clasificării deltelor, care este în curicula universitară. S-a ocupat de ceea ce vom discuta în această seară, despre o teorie foarte interesantă pentru noi cei de aici, și anume dacă potopul a avut loc în Marea Neagră și ce a însemnat lucrul ăsta. A produs cărți, sute de articole științifice publicate în cele mai de prestigiu reviste, precum Science și Nature, și cred că e unul din puținii oameni de știință care și-au permis să iasă dintr-o nișă din ce în ce mai îngustă astăzi a științelor, pentru că se ocupă de domeniul interdisciplinar. Adică este și arheologie, este și paleontologie genetică, este și istorie, sunt o mulțime de domenii. Și, practic, acești oameni, geologii, au reușit să producă cea mai mare surpriză în ultimul timp, adică să ne facă să vorbim despre antropocen. Să înceapă dialogul, nu? Să trecem la întrebări. Liviu Josan și Marian Voicu. Liviu, bună seara din nou. Aș începe dialogul nostru pornind de la Mohenjo-Daro. Este într-adevăr o parabolă foarte puternică, orașe care aparțin unei civilizații contemporane cu cele egipteană, mesopotamiană, dar și creta minoică, care au dispărut pur și simplu, s-au evaporat aceste orașe. Mohenjo-Daro, vorbeam zilele trecute, seamănă foarte bine cu orașele Cretei Minoice, un standard de viață extraordinar, societăți egalitare, egalitariste. Într-un studiu în 2003 comparai colapsul acestei civilizații cu efectele dependenței actuale de combustibili fosili. Cu alte cuvinte, faci o paralelă între colapsul acestei civilizații a Indului și o soartă eventual similară cu civilizației contemporane. Da. Deci, civilizația Indului depindea de o singură resursă. Noi depindem în mare parte de combustibilii fosili. Deci, e foarte clară paralela. Soluția este să diversificăm această dependență. Știm că în 2018 85% din energia consumată pe planeta Pământ este produsă de combustibili fosili. Deși statele s-au angajat să reducă această dependență, inclusiv prin acordul de la Paris, dependența crește. Și mai mult decât atât, statele subvenționează acest consum de combustibili fosili. Anul trecut suma totală a fost de $500 de miliarde de dolari.
Orizontul prevăzut de oamenii de știință ar fi de 12-15 ani, timp în care ar trebui să renunțăm la combustibilii fosili și să ne axăm pe energii regenerabile. Care este alternativa? Ce se va întâmpla dacă trecem de acest orizont și nu facem acest switch? Deci, nu pot să vin decât cu un exemplu din geologie. În perioada existenței vieții pe Pământ au existat 4 sau 5 perioade de extincție globală, unde între 70-90% din viața de pe Pământ a dispărut. Din aceste 4 sau 5 extincții, majoritatea lor, cu excepția poate a dispariției dinozaurilor, a fost datorată creșterii nivelului gazelor de seră. Deci exact ceea ce facem noi în acest moment. Și ca să adaug gaz pe foc, să zic așa, noi o facem mult mai repede decât la toate extincțiile anterioare. Rata de creștere a gazelor de seră este mult mai rapidă decât rata naturală în extincțiile anterioare. Până vom ajunge la încălzirea globală, să venim mai spre casă, să venim la Marea Neagră. În 1996, doi oameni de știință, profesori la Columbia University, Ryan și Pitman, au produs această teorie senzațională că potopul lui Noe ar fi avut loc în Marea Neagră. În 1999 au primit o finanțare de la National Geographic Society, au făcut aici cercetările în largul coastelor Turciei, au găsit toate dovezile geologice de care aveau nevoie. În 1999 au scos o carte și un film documentar în care au anunțat această veste excepțională, că aici a avut loc acest potop. Au trecut aproape 20 de ani de atunci. Chiar și tu ai lucrat la verificarea acestei teorii. Ce s-a întâmplat de fapt? Cum s-ar fi produs? Cum se va fi produs acest eveniment? Da, nu e rezolvat încă. Încă este problematic. Sunt două școli de gândire. În primul rând că potopul în noi a fost un titlu pentru a vinde teoria. Dacă citeai sub titlu, ei explicau foarte bine că în toate culturile primitive umane există un mit al potopului, nu neapărat al lui Noe. Toate culturile umane fuseseră afectate de așa ceva și înregistraseră în memoria lor colectivă un asemenea fenomen. Ei, în momentul când au publicat studiul, erau foarte convinși că Marea Neagră, care era izolată de Oceanul Planetar în timpul ultimei glaciațiuni, pentru că conexiunea cu oceanul se face prin două strâmtori care sunt foarte înguste, după cum le spune numele, strâmtori, și sunt foarte puțin adânci. Deci, când nivelul oceanului planetar scade sub nivelul strâmtorilor, Marea Neagră devine un lac, lacul negru. Și atunci... Dar era un lac de apă dulce, spun cei doi. Da, e aproape apă dulce. Da. Deci, ei, reconstrucția inițială a spus că nivelul acelui lac era undeva la sub 100 de metri, 150 de metri sub nivelul, comparativ cu nivelul actual. Iar atunci când calotele glaciare s-au topit, nivelul oceanului a crescut, a fost invadat. Marea Neagră a fost invadată dinspre Mediterana de un potop. De când au publicat ei studiu, comunitatea științifică a realizat că nu e chiar atât de simplu. Școala sovietică, de exemplu, care avea mândria ei, era deci un lac rusesc, cum adică vin americanii și ne spun nouă ce e acolo, au montat un contraatac și au venit cu date colectate de academician
X, de academician Y, și au spus că nu e posibil așa ceva. Pe urmă, a fost o luptă între teorii, dar marea problemă, marea neagră, este că nu putem ști cu precizie timpul. În ocean datăm cu radiocarbon, în Marea Neagră este problematic datarea cu radiocarbon, pentru că fiind un lac izolat, radiocarbonul este afectat de lipsa de mișcare, de mixare a apei. Deci nu putem avea o precizie necesară pentru a valida una sau altă teorie. Partea mea în această poveste a fost destul de rapid după ce a fost lansată. Bill Ryan, care este un cercetător excepțional, înainte de Marea Neagră a arătat că Marea Mediterană, în urmă cu 5 milioane de ani, de fapt a fost un deșert, a fost un proponenții acestei teorii. Bill Ryan e un fel de mentor informal al meu. Am fost împreună în expediții în Marea Neagră, dar apropierea mea spre această poveste a venit dinspre uscat, din delta Dunării. Delta, orice delta, oriunde în lume, este un indicator grosier al nivelului mării, pentru că este un pământ foarte puțin înalt, deci este construit de fluviu la nivelul respectiv al mării. Și dacă vedem o delta în subsuprafață, în adâncime, putem spune că suprafața ei dreaptă, la acel moment, reprezenta nivelul mării. Deci ce am făcut noi în delta Dunării, am forat și ne-am dat seama că înaintea deltei moderne a Dunării de acum, a existat o altă deltă care coincidea mai mult sau mai puțin cu potopul. Deci era la minus 35, minus 40 de metri, nici cum la minus 100, minus 150 de metri. Deci era o dovadă palpabilă că nivelul mării nu era unde teoria spunea. Dar asta nu contează. Dacă potopul s-a întâmplat în acel moment și noi eram agricultori, făceam agricultură primitivă pe țărmurile Mării Negre, nu contează dacă deasupra colibei noastre este 30 de metri de apă sau 100 de metri de apă. Tot o luăm la fugă. Poate că depinde și de panta platoului continental. Până la urmă, chiar și la 30 de metri, dacă panta este lină, asta înseamnă că sunt zeci sau sute de metri de teren inundat, nu? Exact. În teoria inițială erau mii de kilometri inundați. În teoria revizuită erau sute de kilometri inundați. Dar cei doi mai merg mult mai departe de teoria pur geologică, se aventurează pe teren arheologic al lingvisticii comparate, spun că din această zonă, și protocoloniștii vor fi foarte încântați să audă lucrurile astea, nu cei de aici din sală, bineînțeles, de aici au plecat toate limbile indo-europene, s-au desfăcut ca urmare a migrației masive populațiile care au plecat din jurul acestui lac cu apă dulce și care au ajuns, spun Ryan și Pitman, din teritoriul actual al Franței până la poalele Himalaiei, ducând cu ei o civilizație avansată și ducând cu ei și acest mit al potopului. Prima mențiune este în epopeea lui Gilgamesh, 1800 înainte de era noastră. 800 de ani mai târziu o regăsim și în Vechiul Testament. Această ipoteză, cum a fost întâmpinată de lumea științifică? Da. Foarte, foarte, foarte sceptic, îți dai seama. Dar nu este ieșită din comun. Dacă un asemenea eveniment catastrofal poate duce la migrații de această scară, dar s-a întâmplat mult mai devreme decât indo-europenii. A fost, deci ei au
dat vina, au arătat că agricultura s-a răspândit din jurul Mării Negre înspre Europa. Deci noi am fi fost atunci buricul pământului și am adus lumina agriculturii în Europa de vest, putem să fim mândri. Dar acum această teorie poate fi pusă pe niște baze mai solide prin studii de ADN fosil. Și asemenea studii au pur și simplu au explodat în ultimii 5-6 ani și ne spun că întreg teritoriul Europei este, cum să spun eu, varză. Au fost migrații la scară masivă de 2-3 ori înaintea marilor migrații pe care le știm noi, perioada invaziilor barbare, așa zise barbare. Deci, chiar discutam cu tine aici înainte de conferință, eu văd Europa, țara noastră, ca un fel de pizza. Blatul este teritoriul românesc, o pizza cu de toate. Avem din migrația primară, a agriculturii, avem din migrația indo-europeană, avem din romani, avem din cumani. Deci este un melting pot. Nu-ți faci mulți prieteni în seara asta. Nu. Să-i mai încurajăm un pic pe protocroniști. Occidentul redescoperă în acest moment ceea ce numim cultura Cucuteni-Tripolie, care a avut un apogeu 4500 înaintea erei noastre, pe actualul teritoriu al Republicii Moldova, nordul României și estul Ucrainei. Prima expoziție cu artefacte ale acestei civilizații în Statele Unite a avut loc în 2009 la New York. Princeton a scos un catalog al expoziției, iar curatorul acestei expoziții vorbea despre Cucuteni-Tripolie ca despre vechea Europa. Cea mai avansată civilizație din acel moment din întreaga lume, o civilizație care a dispărut la fel cum a apărut și aici închidem acest mister. Probabil că geologia nu poate veni cu prea multe lucruri noi într-o astfel de situație pentru a descifra o astfel de enigmă, nu? În mod sigur că poate veni, dar nu am văzut studii geologice. Deci această civilizație, după câte știu eu, și am fost la expoziție de la New York, special, este o civilizație fluvială. Deci multitudinea râurilor din acea zonă, Prutul, Nistrul. Niprul. Deci și arhivele geologice fluviale ne spun istoria trecută a acelor locuri. Deci probabil că sunt studii, dar nu m-am interesat. Să rămânem în delta, o delta pe care o iubești foarte mult. În 2003 îmi povesteai la Usol că obișnuiești să stai în fața unei hărți și să meditezi. Într-un astfel de moment de meditație ai avut o inspirație excepțională. Pur și simplu ai înțeles cum s-a format delta Dunării. Mai târziu a venit această teorie a clasificării deltelor, care este azi în curicula universitară. Practic, ce a urmat după cercetarea din teren? Cum s-a format, de fapt, delta Dunării? E o întrebare foarte lungă. Aveți timp? Da, delta Dunării e dragostea mea. E foarte interesant, cel mai interesant fapt care l-am descoperit despre delta Dunării este că a crescut în dimensiuni cu aproape jumătate în ultima 1000 de ani, poate chiar și mai puțin, poate în ultimele 500 de ani. De ce această accelerare a creșterii deltei? Și cu o echipă multidisciplinară care includea oameni care fac ADN fosil, care includea oameni care știu să vorbească despre timp, să dateze, am ajuns la concluzia că ar putea fi legată de extinderea Imperiului Otoman în zona
țărilor române și de deforestarea masivă care a urmat aceste extinderi. Deci un impact cultural. Imperiul Otoman, deși nu ne avea stăpâni, eram vasali. Exportul de ovine și exportul de lemn a dus la această deforestare masivă, la cererea de piață de la poarta otomană, încât deforestarea a rezultat în eroziunea zonelor din țările române și a dus la această creștere, expandare, accelerare a Deltei Dunării. Asta mi se pare excepțional. Un geolog vine și spune că pentru că poarta vroia mai multă carne de oaie, pur și simplu s-au tăiat pădurile, deși noi eram un neam de ciobani, totuși să ne înțelegem. Și așa s-a format Delta Dunării acum 500 de ani, nu? În special. Suntem siguri că eram un neam de ciobani sau am devenit atunci? Să faci din ce în ce mai puțin prieteni. Deci, dacă ne uităm, am fost foarte surprins după acest studiu, chiar când mă pregăteam să-l public, m-am uitat la studiile românești despre ce mâncau românii înainte și după ce au devenit vasal la poarta otomană. Și în târgurile din nordul Moldovei, un studiu foarte bine documentat de niște universitari de la Iași, s-au uitat la ghena orașelor, acelor târguri, ce fel de oase erau aruncate acolo. Și interesant că înainte de perioada otomană, oamenii nu mâncau oaie, erau foarte puține oi, se mânca vită, porc, dar după, în timpul perioadei otomane, carnea de oaie a devenit foarte importantă. Astăzi se mănâncă multe păsări domestice, 70% din păsările planetei Pământ sunt păsări de fermă. Din toate mamiferele Pământului, doar 4% sunt animale sălbatice, 36% oameni și restul animale, mamifere domestice. Bun, deci teoria ta spune că Delta Dunării, și nu numai, s-au format datorită acțiunii omului. Asta ar însemna că ar putea fi un semnal timpuriu al antropocenului. Astăzi, conform teoriei lui Crutzen, ne aflăm în antropocen și comunitatea științifică încearcă să găsească markerii. Când a început antropocenul? A început odată cu epoca industrială, cu epoca atomică, căutați plasticul, aluminiul, azotul și fosforul, căutați un semn care să indice când anume a început antropocenul. Dar iată că vii și spui că antropocenul ar fi putut începe acum 500 de ani, pentru că deltele sunt rezultatul activității umane. Nu în totalitate. E o accelerare a construcției deltelor din zonele unde activitatea umană a fost importantă. Dar se regăsesc în carote, nu? Da. Se pot vedea acești markeri în carote când activitatea umană a fost mai accentuată. Păcatul este că civilizațiile umane din diferite bazine fluviale s-au dezvoltat la diferiți timpi. Deci acel marker în zona Indului va fi acum 5.000 de ani, în Delta Dunării va fi acum 1.000 sau 500 de ani. Deci nu e căutarea geologilor pentru un marker, este căutarea pentru un marker global. De aceea se spune că, și ai amintit de acest studiu recent, că epoca omului de fapt este epoca găinii sau a puiului, pentru că expansiunea consumului de păsări domestice a dus la păstrarea de oase peste tot, la tot nivelul globului, în sedimentele care se formează în momentul respectiv, în momentul acesta. Și de ce nu s-ar chema această epocă plastocen? De ce să se cheme antropocen? Mă distrează asta, pentru că e de-a dreptul un război între comunitățile de geologi, arheologi, antropologi, unde se înceapă antropocenul. Eu cred că nu este o problemă prea importantă. Suntem așa ca în Bizanț, ne discutăm despre probleme teoretice când afară atacă turcii. Important este să
găsim soluții pentru ce ne așteaptă decât să ne batem când a început sau nu. E un fel de vanitate care nu cred că este necesară. Dar în ultima fază a acestui scandal s-a ieșit chiar în presă cu înjurături de mamă dintr-o parte în alta. E ridicol. Știu că epoca în care trăim a adus la suprafață o lipsă de educație, un limbaj suburban, dar acest exemplu din comunitatea științifică nu cred că ne face cinste. Îmi fac prieten? Și dincolo, da. Ai lansat în 2014 în Nature un articol, un adevărat semnal de alarmă, cum se spune în antropocen, privind faptul că creșterea oceanului planetar va pune în pericol deltele. Acestea vor fi inundate. Ai dat exemplul deltelor Mississippi, Mekong. Vor fi orașe care sunt în pericol, cum e Shanghaiul, cum e Bangkokul. Sunt 500 de milioane de oameni care trăiesc în aceste ecosisteme. Cât de dramatică este situația astăzi? Menționai discuția noastră de peste ani, când îți spuneam că mă uitam la o hartă și am văzut că Delta Dunării nu pare normală, are un alt fel de model de formare. Ei bine, ideea despre delte în general mi-a venit în baie, nu mă uitam la nicio hartă, dar eram foarte relaxat. Și problema care era în fața noastră este cum să comparăm toate deltele din lume cu creșterea nivelului mării, când știm că toate deltele, fiecare delta este individuală, are un model individual de formare, sunt atât de diferite ca de la cel la pământ. Și atunci problema s-a pus în felul următor. Dacă nivelul mării crește cu o unitate, deci un metru, de cât sediment avem nevoie ca să ridicăm suprafața deltei cu un metru? Foarte simplu. Te uiți la suprafața fiecărei delte, o mulțești cu 1, adică rămâne suprafața, și ai volumul de sedimente care e necesar pentru creșterea nivelului mării cu o unitate. Am pus o unitate pentru că nu știm cât va crește nivelul mării. Predicțiile sunt între 30 de centimetri, 80 de centimetri și asta este doar scenariu optimist. Deci, hai să spunem unitate și dacă o să crească cu 2 metri, o mulțim cu 2. Și acest exercițiu teoretic foarte simplu ne-a spus că râurile din momentul acesta nu au atât sediment cât să ridice suprafața fiecărei delte cu un metru. Le lipsește această putere și că trebuie să luăm o decizie. Ținem o parte din delta, apelăm la soluții tehnologice, cum a făcut Olanda, sau abandonăm deltele. Deci, după cum bine ai spus, populațiile din delte sunt foarte mari. Mă gândesc nu doar la Bangladesh, care întreaga țară este o deltă. Bangladesh, țară de origine hindusă, de religie musulmană, care deja a avut un război cu India, va fi în pericol să migreze peste niște granițe care acum sunt închise. Da? Noi nu mai avem libertatea civilizațiilor anterioare unde nu existau granițe. Deci ce se va întâmpla când acea deltă va fi inundată? Migrație. Migrație și război. În raportul pe care l-au lansat cei de la Națiunile Unite în luna trecută, avertizau că o astfel de creștere între 30 și 80 de centimetri în scenariu optimist ar duce la dispariția de pe hartă a 83 de state. Apropo de decadă, și Henri Coandă obișnuia să aibă revelații atunci când făcea baie. Efectul Coandă l-a descoperit pe când lua o astfel de baie lungă, deci sunt în companie bună. Da. Formarea Deltei Dunării a avut și părți negative. Cetățile grecești de la coasta, de la fâșia litorală, practic
au dispărut. Histria, sigur, este exemplul elocvent, după 14 veacuri a dispărut pur și simplu pentru că au fost acoperite, cordoanele litorale le-au interzis accesul la mare. Antropocenul va avea efecte negative din ce în ce mai numeroase, mai vizibile. Le trăim și noi. Din 2010 încoace am înregistrat cei mai călduroși 5 ani înregistrați vreodată, iar 2016 a fost catalogat oficial ca cel mai cald an înregistrat vreodată. Paul Crutzen l-a botezat antropocen. Întrebarea este dacă nu cumva toată această dezbatere pe care voi, geologii, ați creat-o, nu este un semn de vanitate, în fond. Adică nu discutăm decât despre realizările omului într-o epocă scurtă, în comparație cu timpul geologic. Este o discuție antropocentrică. Nu vorbim despre pericolele pe care le avem în față, vorbim despre ce am construit, despre câți pui am consumat, despre faptul că am putea avea o societate condusă de cyborgi în viitor și așa mai departe și așa mai departe. Unii au propus că au spus că de fapt nu este un termen geologic, ar trebui să fie mai degrabă un antropocenul ar trebui să fie un termen istoric precum neoliticul, pentru că de fapt este vorba despre oameni și nu despre roci. Da, nu știu cum să-ți răspund aici. Este o doză de vanitate în discuția asta, după cum am încercat am lăsat să se înțeleagă din răspunsurile anterioare, dar problema nu este denumirea perioadei, nu este dacă omul a creat această situație, dacă a fost naturală. Problema este că arde. Temperatura crește, nivelul mării crește, numărul furtunilor cresc, zona tropicală, dacă aceste tendințe se mențin, va fi nelocuibilă, fără aer condiționat. În timpul verii nu vei putea sta afară. Deci asta este problema. Discuția nu contează. Iar rolul omului de știință este să arate aceste lucruri, dar nu are absolut nicio putere politică. Factorul decident în acest caz este factorul politic. Crutzen vorbea de trei caracteristici ale antropocenului. Această încălzire globală, consumul resurselor naturale într-un ritm excepțional și decimarea biodiversității. În acest raport de care pomenam al Națiunilor Unite, se vorbea că în 2018 60 de milioane de oameni au fost afectați de fenomenele climatice extreme. 11.000 au și murit din cauza acestor inundații, uragane și din cauza secetelor. Dar probabil că lucrul care este înspăimântător, în fond, este migrația uriașă. Cât de validă este teza că migrația este provocată în special de schimbările climatice? Niciodată o cultură sau o civilizație nu va cădea doar datorită climatului. Schimbările din climat sunt lente, dar ele se acumulează și acționează ca în biliard. Deci ele se transmit în corpul social, în crize. Unii spun că criza din Siria, de exemplu, are la bază o serie de ani mai secetoși care au dus la penurie economică. Se știe foarte clar că migrația din zona din jurul Saharei este datorată schimbărilor climatice și am observat ce se întâmplă în corpul social când această migrație apare. Deci, cazul Europei. Politicul se schimbă, mișcările care cer măsuri de protecție, care apelează la sentimente primare, naționaliste, vin în față. Uităm lecțiile istoriei și ne ducem înapoi spre primar. Să vedem ce a făcut politicul. A existat o primă întâlnire la vârf în
protocolul de la Kyoto din 95, care n-a făcut mare lucru, a creat în schimb o piață pe care s-a tranzacționau obligațiile privind respectarea emisiilor de dioxid de carbon. În schimb, în 2015, toate statele lumii, mai puțin Siria și Nicaragua, au semnat acordul de la Paris. Se convenea ca temperatura medie să nu crească cu mai mult de 2 grade față de perioada preindustrială. În schimb, iată că Statele Unite au anunțat prin vocea președintelui Donald Trump că se vor retrage din acordul respectiv, deși Statele Unite sunt cel mai mare poluator după China. Trump obișnuiește să spună despre încălzirea globală că este fake news, despre rapoartele pe care comunitatea științifică îi le pune pe masă, spune că sunt o păcăleală, oamenii de știință sunt agenți socialiști și că, de fapt, comunitatea internațională dorește redistribuirea averii americanilor. Ce consecințe ar putea exista dacă Statele Unite se retrag cu adevărat din acest acord? Din fericire, politicul are un termen de expirare. Din 4 în 4 ani sunt alegeri. Deja o asemenea acțiune are și o reacțiune. Există inițiative, mai ales din partea generației tineri, nu numai în Statele Unite, ci și în Europa, unde își cer viitorul în fața noastră. Vrem să avem un viitor. Pentru ei este important. Eu am trăit deja jumătate de secol, poate că o să mai trăiesc încă 20 de ani, 30 de ani, dacă sunt norocos, dar am trăit o viață. Viitorul lor, haotic, violent, nu este o speranță la care să... Nu-ți dă nicio speranță. Deci ei, această reacțiune se va coagula în timp pentru a răspunde acestor probleme. Iarăși vreau să subliniez că este o chestiune politică și politicul are soluții la vot. În ultimele luni au avut loc câteva proteste și marșuri de amploare în unele țări europene. Totul a plecat de la o domnișoară, o elevă de liceu din Suedia, care a protestat, a făcut grevă școlară și a protestat în fața Parlamentului suedez. Această domnișoară reprezintă în momentul acesta un simbol. Sunt sute de mii de tineri care au protestat în Occident și îi acuză pe adulți de ipocrizie și lașitate, de faptul că le confiscă viitorul. Întrebarea finală ar fi: de unde așteptăm o soluție? De la clasa politică sau fiecare individ prin măsurile de care este capabil, adică reducerea consumului natural, de resurse naturale, renunțarea la mașină? Domnișoara respectivă este vegetariană, ca și toată familia. Sunt acestea soluții în timp ce fabricile de ciment continuă să producă dioxid de carbon, o fabrică probabil cât toți vegetarienii, să spunem? Putem aștepta o soluție de la un individ sau de la o clasă politică? Ce trebuie să facă fiecare din noi? Eu cred că în această juxtapunere nu este corectă. Nu trebuie să fie cuvântul sau. Este și. Bineînțeles că sunt extreme. Eu niciodată nu o să fiu vegan. Dar și creșterea cei 7 ani de acasă și religia noastră, fie ce-o fie ea, ortodoxă în cazul românilor în general, ne spune să fim cumpătați. Să nu aruncăm în stânga și în dreapta, ne spune să postim și o facem. Deci asta este o contribuție la așa ceva. Dar, în mod sigur, ai dreptate că nu individual choice, deci nu ce face individul va fi în final ce va fi important, ci, repet, pentru nu știu câta oară în seara asta, este vorba de factorul politic. Individul, noi, trebuie să votăm oameni care au și asemenea probleme
în fața lor. De exemplu, în România, pentru audiență, mă gândeam că în ultimii 30 de ani, singura rezervație majoră de păstrare a naturii a fost Delta Dunării. Mai există Delta Bucureștiului, dar noi avem o natură extraordinară care ar trebui să vedem politicieni angajați să o păstreze. Acum există organizații care reacționează la furtul pădurilor, de exemplu, ceea ce este foarte important, dar pasul următor este să avem politicieni care să pună în Parlament proiecte pentru păstrarea pădurii și transformarea unor păduri în rezervații naturale. La nivelul planetar există o inițiativă unde, pentru a contracara problemele cu care ne așteptăm, cer ca jumătate din planetă să fie sălbatică. Trebuie să ne schimbăm această viziune că consumăm și creșterea continuă duce la bunăstare. Trebuie să încercăm o altă viziune unde suntem mai cumpătați și mai cu scaun la cap. Cred că știu pe cineva care ar putea rezolva politic problema încălzirii globale, fie prin ordonanță de urgență, fie prin vitamina D. Nu știu dacă cunoaște realitatea. Mulțumesc foarte mult, Liviu Giosan, te mai așteptăm și în Delta și în Delta Văcăreștiului. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în această seară. Mulțumim, Liviu Giosan, Maria Unboicu. Iar pentru mâine, domnilor și domnilor, vă așteptăm de la 18.30 o întâlnire cu medicul Andrei Constantinescu. Vine tot din America, e profesor asistent de pediatrie la Facultatea de Medicină a Universității Columbia din New York. Pe mâine, vă mulțumim! Mulțumesc și o seară plăcută!